like-uri pentru gainer, 100.000 pentru două gainere, dublu gainer. Ia uitați-vă, băi, ce gașcă mare acolo, frate. Mai mult decât data trecută. Bă. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Nu vă puteți imagina, sau poate vă imaginați deja unde sunt. Din nou am ajuns aici la minunatul loc de sărit, la baraj aici la noi. Foarte mulți m-ați întrebat dacă e Dunărea. Nu e Dunărea, e Siretul. Este un baraj din județul Galați aici la mine. Și o să facem niște sărituri nebune, bineînțeles. Ca și data trecută, am reușit să adunăm aproape 100.000 de like-uri în mai puțin de o săptămână. Probabil când o să postez video ăsta o să facă deja 100.000 la video anterior și asta e o nebunie curată. Nu mă gândeam că o să se adune atât de multe într-un timp atât de scurt și nici nu mă gândeam că o să sar de acolo. Dar ideea e că astăzi suntem din nou aici și o să facem și mai multe nebunii. Am în plan să dau tricuri noi, gașcă mare pe aici. Deja observați că sunt ud, pentru că dacă vă întrebați de ce sunt ud, deja am sărit de câteva ori în partea cealaltă, așadar acum o să sărim aici, în locul acesta. Așadar, mă duc jos. De fapt, nu mă duc jos. Stau direct aici, pentru că deja m-am încălzit, ca să zic așa. Îi las camera lui Sorin, puneți multe like-uri și hai să dăm drumul la nebunie. Iar cât pe ce să mă duc în două, în trei, de fapt, în a treia rotație, pentru că am venit în a doua și după aia am intrat cu bucile, am dat cu curute, mă doare curul acum. Cred că o să fac febră, sau am deja febră de la antrenamente. Da, prima săritură aici. Puneți multe like-uri, o să fie nebunie astăzi, am de gând să dau mult mai multe tricuri, așadar, de acolo și de sus. Dă-i! De data asta am dat puțin cu bulanele, ca să zic așa, pentru că am avut rotația prea puternică, dar la treia oară va fi mult mai bine, e cu noroc. Dacă nu cazi, nu înveți. Da. Am încercat sertura asta, cred că de 4 ori, acum cred că mi-a ieșit. E destul de grea pentru că e înălțimea mare și trebuie să apreciezi exact cât de mult să te rotești ca să intri în pește. Deci o rotație jumate. Oh. Iar acum mai facem niște sărituri simple și după care am de gând să încerc alte chestii mai nebune. Bine.
De data asta o să vă iau și pe voi cu mine până jos, să simțiți și voi senzația. Bine, prin GoPro, dar nu o să puteți să simțiți exact ce simt eu. O săritură simplă de la 8 metri. Așadar, hai să sărim. Op! Bine așa. Bă, foarte mulți au zis că acolo nu sunt 8 metri sau 15 metri. Vă garantez eu că sunt 15 metri. Veniți și măsurați, pentru că n-are rost să spun. Poate pe cameră nu arată exact așa, dar vă zic eu că sunt măsurați de oamenii care lucrează aici. Давай! S-a dus bine acolo. A fost așa, Angel, împins? Da, s-a văzut bine. Uh! 50.000 de like-uri pentru gainer, 100.000 pentru două gainere, dublu gainer. Hai, băgați 100.000 să adunăm iar, fraților, pentru că merge! Mor de sete, bă, frate. Deci n-am avut o gură de apă o oră de când sar sau de cât timp sar. S-a încălzit ăla, nu? Încă e puțin rece, l-am luat de la frigider. Deci, aici facem puțină reclamă, ca să zic așa, pentru că e bun, frate. E puțină energie, niște amino după să ne revenim. Bogdan H5, cod Jim Beam, reducere în descriere dacă vreți să vă luați și voi produse de marca Jim Beam. Ia uite, are acolo tricou cu Jim Beam. Băi, deci e super tare, îmi place la nebunie și eu nu colaborez cu ei sau ceva de genul, dar îmi place foarte mult materialul. E ca lumea, da. E comod rău de tot. Îți spune materialele și produsele. Da, eu, după cum știți, colaborez cu ei. Ideea este că îmi plac foarte mult în primul rând și sunt bune. Și vă recomand, dacă vreți și voi, aveți link în descriere. Mă găm acum și un baton, la fel, marca Jim Beam, cu gust de Oreo, frate, asta e șmecher rău. Dacă tot sunt în pauză de masă, ca să zic așa, mai stau vreo 5-10 minute până să mai sar, vreau să vă zic câteva chestii legate de aceste sărituri. Ideea e că cu cât ar fi mai mulți oameni aici sau persoane care sar ca mine sau măcar câteva sărituri, mi-ar da și mie mai mult curaj. Data trecută, pentru că au fost copiii aceia și au sărit ei, am avut curaj să sar și eu atunci ceva mai mult, ca să zic așa, nu chiar să sar precum ei. Dar ideea este că dacă ar veni aici, să zic, nu știu dacă îi cunoașteți voi, dar ideea este că e un grup, se numește OK Worldwide. Mai exact sunt majoritatea români, Bogdan, Pascal, Carbula, Tudorel și așa mai departe, Mostef. Fraților, dacă veniți, dacă vedeți video ăsta, veniți aici la mine. Veniți aici să facem nebunii, pentru că voi puteți și sunteți cu chestiile astea. Mi-ar plăcea să-mi dați curaj să dau aici un triplu. Mă gândeam să dau un triplu. Știu că l-aș putea, dar ideea e că mi-e frică parcă să țin grupa, nu știu, adică nu știu. Nu că mi-e frică să țin grupa, sunt mai multe chestii mentale pe care săritorii experimentați deja le știu. Broaștele le știu. Da, broaștele îi auzi. Da, ideea e că dacă ar veni un grup care să mă ajute, adică o persoană, nu neapărat un grup, cineva care știe mai mult să sară și îmi dă și mie curaj, îl dau din prima. Dar uneori n-am curaj atât de mult să-l dau din prima, pentru că pur și simplu dacă simt că nu e momentul potrivit și nu pot să-l dau în momentul ăla, n-am să-l dau. Adică nu o să mă forțez. Doar dacă mă simt eu stăpân pe mine și pot să fac ceva, atunci o să fac. Adică nu-mi risc chiar atât de mult viața, cum ar zice lumea, sau că fac lucrul ăsta pentru like-uri. Nu fac pentru like-uri, în primul rând îl fac pentru mine. Faptul că cer like-uri, am mai spus, cer like-uri pentru că like-urile ne ajută videoclipurile să apară recomandate, comentariile, voi abonați, ne ajutați ca să creștem ca și comunitate și lumea să vadă ceva mai diferit. Pentru că dacă nu ar fi like-uri, nu ar apărea în fila de recomandări.
Dar eu fac asta de plăcere, pentru că îmi place, pentru că simt adrenalină, deși simt frică în momentul când sar. Nu, adică când sar, când vreau să sar, mental te gândești, dar trebuie să-ți depășești limitele, ca să zic așa, și să treci peste teama aia și pur și simplu să faci doar dacă poți și dacă îți place adrenalina, bineînțeles. Deci, fii atent, cunosc pe unii pe YouTube care, acum că ai spus de adrenalină, ăia când dau trucuri, când fac trekking, simt adrenalina ori 10. Și de ce se cheamă Gaza Parkour? Da, îi știu. Cu nisip, aia sar triplu, patru, da, îi știu. Triplu, patru și poate la 100 de metri cad o bombă. Sunt în Afganistan, da, sau ceva de genul. Am văzut videoclipuri și chiar sunt bombe. Sunt bombe, deci s-aud bombele cum cad. Da, i-am văzut, da. Sunt din Afganistan, da, exact. Niște copii nebun rău de tot. Nu sunt chiar copii, erau unii și mari. Bine, acum mult timp erau copii, da. Da, deci da, e un grup din Afganistan unde acolo e încă război și ăia sar pe lângă bombe, la propriu. La propriu, arătau. Dar am văzut imagini cu ei exact când săreau și în spate era explozie. Clădiri părăsite, la, nu că părăsite, bubuite, frate. Bubuite. Deci în mijlocul războiului ăia sar, fac parcurs și își pun bilă în nisip dintre aia, știi, cauciucul și sar nebunii. Și se aruncă ca nebunii, mulți cad în gât. Ce zice, bă, dacă mor, măcar să mor, măcar mor făcând ceva ce-mi place. Exact. Da. Bine, ca o paranteză și ca o glumă, nu vă riscați viața pentru că nu se merită. Ceea ce ne face pe noi să facem asta e în primul rând adrenalina, plăcerea de a face asta pentru că iubim sportul extrem, adică cel puțin eu, el nu prea. Da, așadar nu faceți asta. Mai degrabă vă uitați la videoclipuri de genul ăsta și stați la calculator decât să vă riscați. Da. Sau faceți sport frumos, simplu și curat. Bine! Hai să o duci bine. Ia uitați-vă cum se vede acolo. Acolo a dat drumul, adică curge în permanență mare parte. Deci asta e râul Siret. Pentru cei care se întreabă, barajul de acumulare. Da. Mamă, deci vreau să vă zic că sunt foarte obosit. Acum e undeva la ora 4-5, cred că e ceasul 5 după amiază, nici nu știu. Noi toată ziua astăzi am făcut mai multe filmări și mă simt atât de obosit. Am venit cu gândul ca să dau mult mai multe tricuri. Aveam de gând să dau un dublu gainer și am în continuare de gând, dar nu știu dacă o să reușesc. Pentru că sincer mă simt foarte obosit, adică parcă n-am fort așa în picioare să mă împing acum de dublu. Și dublele astea pe spate le dau așa cam molatice. Mă simt destul de obosit, nu mă simt întotdeauna în stare. Atunci când vrei să faci ceva, parcă nu mai poți în ziua respectivă și când nu vrei să faci, atunci îl dai. Dar na, ideea e că o să văd. Momentan mă bucur că am reușit să dau un front și jumătate. Destul de bine. Mai trebuie să-l controlez puțin, dar e destul de bine oricum. Și am dat așa câteva chestii pe care totuși le vroiam. Dar mai am de gând să dau aia pe care am încercat-o la început, dacă zis tu. Adică sigur ați văzut dacă v-ați uitat până acum, la începutul vlogului. De pe pod, de pe balustradă, aș vrea să dau 1,5 în pește, doar că mă duc în 2, pentru că am rotația foarte mare. Dar na, o să mai încerc, treptat. Hai din nou cu 100.000 de like-uri, deși nu știu dacă o să ajungem, dar vom vedea. În 2 ani, într-un an, în 5 ani. Gata? Ok. Hai. Nu mai pot, gata, sunt obosit. Nu știu câte sărituri am făcut, dar măcar jumătate, 3/4 din ce am vrut astăzi am făcut. Foarte obosit mă simt. Așadar, dacă te simți obosit, nu mai forțezi, pentru că n-are niciun rost. Ia uitați-vă la peisajul ăsta genial, frate. Afară e caniculă, 35 de grade. Cu plus ori n-are de gând să facă baie. M-ați întrebat și în video trecut. Sănătate. Tu de ce nu sari? El sare, dar mai puțin. Adică nu prea, n-are chef să facă baie acum. Chef, exact. Da, știe să nuate foarte bine, știe să sară, dar n-are chef, pur și simplu. Așadar, el e cameramanul meu momentan. Exact. Da, mai stăm puțin, ne odihnim și după care cred că plecăm spre casă. Și am o ureche înfundată tare de tot. Mi-intră apă în ureche. Test de sunet. Mamă, deci nu mai pot. Sunt super obosit, parcă mi-au intrat ochii în cap așa de la soare. E foarte cald, extraordinar de cald. A 4-a, 5-a zi la rând, nu știu, de o săptămână încoace. Când e peste 35 de grade, e caniculă. Noi am venit în mijlocul zilei pentru că dimineața am mai făcut ceva challenge-uri, ceva vloguri împreună. O să vedeți și la mine pe canal și la el pe canal. Așa că nu uitați să vă abonați la Sorin Orz Animale.
cameramanul meu. Da, pentru că am făcut multe nebuni și o să vedeți multe nebuni din Thailanda de acolo, o să vedeți nebuni mari la Thailanda, nebuni mari. Pe 8 septembrie o să plec în Thailanda, tot spuneți când mai pleci, când mai pleci. Acolo o să vină. Cred că am repetat în fiecare zi când pleci. Da, am zis de multe. Acolo o să-l vedeți pe adevăratul orz animale. Da. Nu-l cunoașteți. Vă zic eu 0%. Nu, ăsta e un străin, ăsta e un fals. Nu știi cine sunt. Da. Bă, da, deci e foarte obosit, e praf, am vrut să fac mai multe, am făcut, cred că, destule. Voi ce ziceți? Am făcut sau n-am făcut? Merită ceva like-uri acolo sau nu merită? Că vă cer like-uri, că trebuie like-uri, că așa și că așa, că așa. Da, bun, așadar plecăm acasă pentru că e foarte cald. Bine că nu că ne-am răcorit, ne-am simțit bine, eu m-am simțit bine, tu ai stat. Te-ai răcorit, eu am stat. Eram moleșit rău de tot. Da, azi e foarte cald. Am făcut și două challenge-uri în piscină, am stat în piscină, cred că o oră jumate, două, da, acolo. Da. Ne-am rupt. Azi a fost totul numai cu apă, legat de apă, challenge-uri și nebunii, o să le vedeți treptat pe toate. Așadar, abonați-vă și activați clopoțelul de notificare, încă o dată vă spunem, pentru că urmează, o să vedeți multe, dar multe nebunii. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru 100.000 de like-uri la challenge, la video trecut, nu la challenge, la video în care am dat dublu de acolo. Azi nu am dat de acolo, dacă vă întrebați de ce nu am dat, pentru că pur și simplu n-am avut chef, nu că n-aș fi putut sau că nu vream. Da, nu, n-am avut chef. Acolo, am dat de jos, cred că de vreo 5 ori, dacă nu. Da. Ideea este că vă mulțumesc. Nu mă așteptam să adunăm 100.000 de like-uri, dar sper să adunăm și aici măcar jumătate. Nu știu, vom vedea. Pentru că chiar am de gând să dau triplu de sus, am de gând să dau dublu gainer, am de gând să dau multe, multe altele, dar azi nu m-am mai simțit în stare atât de mult. Da. Cam atât. Acestea fiind spuse, follow pe Instagram, vă rog foarte mult, pentru că am nevoie de susținere și acolo. Și ne vedem data viitoare la un nou video. Oi, 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 nu te iert. Nu trebuia. Nu? Ok, nu, no, e ceva natural. Păi, gata, da, nu mai bine.